Această casă situată în Dragomirești are o suprafață utilă de peste 125-130 de metri pătrați și o curte de 400 de metri. Curtea este desfășurată după cum urmează. În față, de la casă până la limita proprietății, sunt peste 6 metri. Am retras gardul cu vreo 2 metri, dându-i posibilitatea cumpărătorului să parcheze în fața proprietății fără să încurce circulația pe drum. Pe partea stânga a casei, 4 metri și în spate 3 până la gard. Locul perfect să-și parcheze mașina, dacă are două, să bage una în curte și una să rămână în față. Partea din spate. Terasa. Gard de beton, turnat în stâlp de beton în pământ. Și aici aveți partea din spate a casei, liber de amenajat, după necesitățile cumpărătorului. Gard plin, perfect pentru copii să bată mingea. Nu deranjează pe nimeni. Acestea sunt casele. Vă aștept la vizionare.